Răzvan, o seară fericită, o atmosferă incredibilă, 3 puncte uriașe. Ne-am mai spălat, din păcate, 3 puncte în fața FCSB-ului. Cum ai trăit tu din teren meciul ăsta? Bună seara, da, o victorie foarte importantă, o victorie muncită, foarte muncită chiar. Le mulțumim suporterilor că a fost alături de noi, a fost senzațional și cred că sunt 3 puncte foarte binevenite. Atitudine incredibilă, s-a luptat ca la rovine, să zic așa, pentru fiecare minge. Am tremurat pe final, însă am reușit, o victorie cred eu meritată. Da, cu atât mai mult, este o victorie mult mai frumoasă, că a fost venită la limită și da, am pus piciorul tare, știam că trebuia să-i luăm tare ca să îi incomodăm puțin și mă bucur că ne-a reușit. Tu l-ai luat tare pe Coman, în prima repriză am avut ceva emoții la intrarea ta. Da, nu m-am dus agresiv să lovesc, mi-am tras picioarele, nu m-am dus cu talpa în față sau ceva, dacă a fost în viteză și el s-a rostogolit peste cap. Care crezi că a fost cheia succesului? Atitudinea foarte, foarte bună și sprijinul suporterilor. 3 puncte, prima victorie din acest play-off. La ce să sperăm în continuare? Că vom lua fiecare meci în parte și o să încercăm să câștigăm meciul cu CFR, care este primul și cel mai important. S-a terminat turul, mai avem 5 etape, 15 puncte puse în joc. Dacă jucăm ca azi, câte puncte crezi că putem obține? Eu cred că le putem obține pe toate. Important este să dăm totul pe teren și să ținem capul sus la fiecare meci. Ai mai trăit așa atmosferă? Mi s-a părut poate cel mai intens meci al sezonului. Da, a fost atmosfera senzațională. A fost la comparație cu cea din meciul cu Faru când am făcut 1-1 aici. Dar a fost o atmosferă senzațională și n-am văzut pe alte stadioane așa ceva în România. În tribune l-am văzut și pe Edi Iordănescu, selecționerul naționalei. Speri în continuare? Sigur, a venit să vadă jucători. Eu, dacă îmi fac bine treaba, probabil la un moment dat voi primi și o convocare și am să merg cu drag, cum am spus, de fiecare dată.